primeiro castelo. Prima Snow City. Cheio. Eu imagino essa vindo. YouTube, salutam. Let's go. Let's go. Oh yeah. Oh yeah, very good. Nice, nice. Astăzi este o zi frumoasă, sperăm să... Da, avem cameramanul nostru aici, number one. Ne filmează... Da, este rece. Oh my god! Oh my god! Da. Pune-o tu, că e mașina ta. Da, pot să spun că a fost super, super. Oamenii foarte de gașcă. M-am simțit ca la mine acasă. Da. A fost super, super, super. Vreau să-i mulțumesc și socrului mic care... Salut, salut! A fost super, super, bineînțeles. Îl cunosc de mulți ani, dar este o persoană extraordinară. Acești copii minunați, unde sunt? Mestică domnișoara aici? Da. Așa? Unde au plecat băieții? Da. Sau? Da, foarte, foarte. M-a făcut să mă simt extraordinar. De să nu mai spuneți că țiganii sunt sau nu sunt... Urâți! Da, contează de persoană, să țineți minte de fiecare dată. Poți să fii și român, și italian, și american. Încercați întotdeauna să vedeți ce fel de persoană este și primul să judecați. Judecați persoanele după ce le cunoașteți, nu prima. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă că judeci o persoană după aparență și te înșeli. Să țineți minte chestia asta. Da. Merg, filmez acolo cât așa. După care venim pe plaț. Plaț se spuneți, nu? Plaț. Deci campul acolo cu rulote se zice plaț. Plaț, e bine. Ok, am învățat aici chestia asta. Da, am învățat trei cuvinte, dacă nu le uit până la Roma, de... Siganes, cum se zice? Janau romanes. Dar de ce romanes? Pentru că siganes, nu? Nu romanes, adică... Romanes, am înțeles, gata. Nu m-am prins, cam greu, dar... M-am prins într-adevăr. Janes romanes. Rom. Rom, da. Nu știu cum să spun. Nu știu acum care sunt obiceiuri sau care nu sunt. Dacă... Acum cred că depinde și de persoană. Deci de țigancă sau de țigan, de româncă, de român. Normal. Dacă acceptă, deci o... Pentru că, uite, am făcut cazul că un român între țigan stă. Da. Deci, da. Și se simte, uite, eu în cazul meu m-am simțit... Super bine, aș putea spune. Deci a fost super ok pentru mine. Voi ca persoane, ce? Nu fac o discriminare acum, să nu mă înțelegi greșit. Deci voi ca persoane, mâncare, băutură, toate astea. Deci vorbesc în general, când se tratează de bani, acolo e beleaua. Dar în rest, mâncare, te duci, dar nu, și nici, pe camp nici și toate astea. Bani, doar, da. Mă referam când mergem pe candoni sau când așa. Dorule, mâncați-o, ce vrei să te ia de aici, adici? Când se trata de bani, păi nu mai am 20 de euro că am pus motorină. Da, așa e, la țigan este pentru, știi cum e țiganul? Bă, dar 20 de euro dacă îmi trăgea, deci din... Aoleu, păi am pus motorină și n-am avut alți bani la mine. Nu de voi, eu zic că mergeam pe candone, pe Vila Trăilii. Tu vrei să spui că dacă ar vrea, dacă era să-i cer mâncare, dădea 100 să-ți ia mâncare. Da, bă, ia... Și când se trata de bani, părea nu să-ți dea 10 euro. Bravo. Nu mai îmi dai mâncare și îmi dai 10 euro și... Nu, deci când era de mâncare, bă, bese pline, băutură și tot ce vrei, ia mă, cu ce te mai servim? Când la urmă zici, bă, când venea după filmare, spunea că, știi, am pus pe drum, n-aveam motorină, am pus motorină și n-am bani, am să-ți dau, sănătate. Nu. De pe saloni, de pe asta, cred că vreo 1000 de euro trebuie să mai dea. Ascultă, la noi... 20 la o filmare, 30 la o filmare. Mai faci pentru soacră meu un rând de DVD, vorbesc de 2005-2006. Bine-ți fac, auleu, și n-am la mine, las că-ți dau dorule, când ne vedem prima dată. Da. Și cu aia a rămas. Nu rămâne fratele tău dator, bă, dar așa au zis și altul, păi, după mă consider mă cu restul lumii ce ai, bă. Oricum, sunt, nu știu acum, nu vreau să greșesc, dar cred că sunteți alt fel de țigani. Tocmai că am vrut să spun asta. Da. La noi se spune chestia asta, că suntem țigani romanizați. Sunt alți tipuri. Bine, sunt mai multe tipuri de țigani, ca chestii cu pălărie, cu lingurari, cu spăitori, cu aurari, cu... așa cred, nu? Au altă... Da, alte... Nu se compară, nu, deci nici noi. Cu ei, nici ei cu voi. Da, exact. Și nu ne pare exact tot la fel, pentru că sunt niște oameni mai diferiți față de țiganii noștri. Am înțeles.
La noi și acasă, la noi în sat, să spun din țigan romanizat. Da, am înțeles. Nici țigan, nici așa. Da, 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 da. Deci în fel de țigan mai educați, mai cu cultură, da, mai, da, da. Mai românii, cu alte românii, maniere, mai cu... Românii sunt țigani ca origine, dar au alte, altă cultură, într-un da, fel. Da, sunt da, mai da. Emancipați, mai, mai occidentali, educați, mai, da. Mai respectoși, mai... Da, 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 am înțeles. La noi, românii în sat, nu fac diferență că ăla e țigan sau... Da, exemplu, dacă te duci pe, pe plațul ăla unde stau ăștia, unde sunt toți dăncevenii sătenii mei, consătenii mei. Da? Jumate români, jumate aia și stau toți pe aceeași plață. Da, da, da. Și stau împreună, mănânc la ei, ăia se duc cu aia. Da, 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 urmai au făcut deci, o comunitate. Și nu fac diferența între români și aia. Numai am că înțeleg. Noi, na, ni se spune că suntem țigani. Țigănia da. Și satul, cum ar veni. Da, 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 am înțeleg ceva, ăsta, ceva da. În genă. Tot așa este, tot la fel. La noi sunt țiganii romanizați. Da, am înțeleg. Nu pentru că, ce, chiar cum ai zis și de Came, ce, și Cornel și toate azi. Bine, Cornel e român sau țigan? E român. Român, vezi? Și stă cu Cami, țigan. Da. Și nu trăiește cu ea? Da. Pe atunci? Da. De asta, de asta spuneam, știi? Pentru că la fine contează cele două persoane care sunt într-un cuplu. Da. Pentru că poate și român cu român că să nu fie, sau țigan cu țigan că să nu se înțeleagă, nu? Da, ok. Sau poate să cunoască o țigan cu un român sau o român cu un țigan și să înțeleagă, să fie super ok. No, eu ce am vrut să spun eu ție ca să înțelegi. Am înțeles greșit atunci eu. Care e diferența între români și țigani? Deci româncă și țigancă. Care e diferența? Pentru că na, dacă mai scapă bărbatul pe undeva, românca mai trece cu, cu chestia aia, lasă că n-are nimic. Mă duc și eu cu altul sau nu știu ce. Mm-hmm. E, dintre care la țigancă e altfel. Te-a prins odată, saluti, s-a pus. X-ul. Da, dar dacă tu acasă ai ce trebuie, eu zic ca chestie, dacă tu ai ce trebuie acasă, ce femeia are grijă de tine și toate ale, ce rost ar avea? Eu nu văd sensul aici. Bine, sunt care umblă, dar la fine tu crezi că dacă mergi la altă femeie, femeia respectivă este mai curată ca femeia ta de acasă? Nu. Aia care te îngrijește, aia care te așteaptă acasă, nu, aia care are grijă de tine și toate. Nu, ca chestie. Așa, așa, nu, nu e. Vrei să umbli să fii vagabond? Ok, stai singur. Ok, așa e. Da. Așa e. Vrei să-ți faci o familie? Fă-ți o familie, ai grijă de soția ta, de familia ta, de copiii tăi și de toate astea, nu? Păi, dacă... Eu așa gândesc, din punctul meu de vedere. Bă, mai am legătura și ți-o gândă ce... Bă, mă, ne glumesc. Nu, era chestia de a mă... De a te informa cu mine. Nu, să-mi dau seama, deci, ca mentalitate, ca toate astea. Nu e chestie de la țigancă, e chestie de vorbit, ce, să-ți dai seama, să-mi dau seama ca femeie, ca cultură, ca... Da, da. Sunt da. O persoană care îmi place să știu câte puțin din toate, știi? Da, da. Da, ceva cunoști, că ai stat printre noi și... Da, da, da. Bine, acolo erau bocșeni, erau... Da, erau... Păi, Ionela cu Aurelia, nu sunt bocșeni? Da. Sunt la Bocșa, nu? Da, dar diferiți, sunt diferiți. Da, 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 diferiți și jocuri și porturi și da, toate. Păi de asta, am văzut că voi sunteți un picuț diversi, ca, deci mai romanizați, mai... Da. Ce să... A veghese piața. Da. Ce? Piața. A veghese piața, nu? Ai ghese piața. Ai ghese? Piața. Ai piața. Piața da. Astăzi e piața. A ghese. Astăzi este. Astăzi. Înseamnă astăzi este. I guess, astăzi este. Sunt piața. Este piața. Aia, sunt piața. I guess, este piața. Mabe. So... Ia-ți o țigancă și da. Te învață tot. Da, corect, bravo, mă. Deci pentru ca să învăț limba țigană, trebuie să-mi o țigancă. Da. Și când ai învățat limba, las-o. Mai s-a bevut? Nu, mai un pic. Mai s-a mai but. Mai avem mult. Mai s-a mai but. În fel de piață cum e la Roma, poarta portezii, da, nu? Da, da. O piață cu de toate. Bravo, foarte bine. Găsește ce vrei. Ok, ne vedem mai târziu.